Locuitorii municipiului Târgu Jiu, care au încheiat un contract cu primăria pentru un loc de parcare, trebuie să achite anual câte 120 de lei. Banii trebuie plătiți la casieria Direcției de Taxe și Impozite Locale până la data de 31 martie. Plata trebuie efectuată pentru tot anul 2017. Târgujienilor care nu vor achita această taxă până la finele lunii martie, li se vor aplica majorări de întârziere. Se distribuie de asemenea contractele pentru parcare acolo unde sunt modificări sau actele adiționale, mai bine zis, pentru că ele sunt în vigoare, da? Și permisele respective se distribuie prin sediul Direcției Publice de Venituri odată cu plata contractelor pe anul integrală pe anul 2017. 31 martie trebuie achitat integral, dată după care vom calcula majorări de întârziere de 1% pe lună. Cetățenii care au un plan să renunțe la locul de parcare trebuie să știe că nu o pot face atunci când vor ei. Rezilierea contractului se poate face numai în cazul în care titularul vinde apartamentul sau mașina. La vânzarea imobilului, apartamentului respectiv sau al mijlocului de transport, sau în situațiile în care, din diferite motive, nu mai locuiesc acolo, sunt persoane care au contract de comodat cu persoanele respective, proprietare ale imobilului. În situațiile acestea, conform regulamentului, prin notă de constatare întocmită de către Serviciul de Specialitate din cadrul primăriei, asociații, compartimentul asociații, și însușită de domnul primar, se dau la scădere începând cu data constatării situației respective de fapt. De la începutul anului și până în prezent, din cei aproximativ 7.000 de târgujieni care au contracte de parcare, doar 2.700 și-au achitat taxa în cuantum de 120 de lei pentru locul pe care îl folosesc.